care închis așa și urâtă, dar nu-i problemă că de mâine se întoarce. Adică, dear Santa, all I want is a fat bank account. Nu prea știu eu dacă vă puteți da voi seama ce se întâmplă acolo, ce spectacol se întâmplă acolo, dar avem soare! Se sparg norii! Avem soare! După 3 săptămâni și ceva! Uha! Mamă, ce performanță! Jumătatea nicmăsului, mie mi se pare absolut incredibil. Suntem la jumătatea nicmăsului și nici nu știu când a trecut, pentru că am senzația că ieri am început nicmăsul, dar este minunat! Da, avem un nou membru familie, m-am decis să pun o fundă în loc de vârf în brad, pentru că am stat eu și m-am gândit și mi-am dat seama că nu prea mă încântă ideea de steluță, da, îmi plac, dar nu pot să zic că sunt înnebunită după ele și în al doilea rând, țepușelele,
care sunt vârfurile de brad, efectiv, alea nu-mi plac, alea mă duc cu gândul la alte chestii și nici nu vreau să le văd în fața ochilor. Și am zis să încerc varianta asta pe care am văzut-o pe Pinterest și mi se pare că se leagă foarte, foarte bine. Dar, înainte de asta, bonjour, ce faceți? Suntem într-o seară minunată de sâmbătă și motivul pentru care astăzi nu am vorbit cu voi, am mai luat eu câteva cadre așa pe parcursul zilei, dar am fost afară și a fost soare toată ziua și după ce m-am plâns 3 săptămâni că nu am avut soare și că a fost înfiorător și îngrozitor și că eu sunt tristă și că pe mine nu mă iubește nimeni și că nu văd soarele, astăzi a dat soarele, s-au răspândit norii și a fost și cald afară și m-am dus și am făcut chestii pe afară și am stat la soare și mi-am băut cafea afară și a fost foarte, foarte bine, doar că m-a furat peisajul și nu am mai filmat. Da, n-am mai vorbit cu voi, n-am mai zis nimic, dar ați înțeles ideea. Am fost afară. Și a fost o zi de decembrie absolut fabuloasă, din aia cum doresc eu ca în California. Adică soare, puțin recicuț, suportabil, dar soare și plăcut de stat afară. Acum, sunt foarte setată că este meci în seara asta, sunt sferturile din Cupa Mondială și joacă Marocul cu Portugalia și sunt acolo pe fază. Bine, aștept meciul de la 9 seara, care este Franța cu Anglia și ăla o să fie, da, un duel maxim, dar până atunci am zis să vorbesc puțin cu voi, să vă salut pe ziua de astăzi, dacă tot am deschis vlogul ăsta, să vă prezint fundița mea, să-mi spuneți cum vi se pare, se pare aiurea sau nu vi se pare, mie îmi place cum se vede, că mi se pare foarte drăguță, și ce mai e de zis? Nu, nimic, e sâmbătă, e o zi de sâmbătă din asta foarte... nu știu, light așa, pentru că am dormit foarte mult de dimineață, chiar mi-am pus și clipul, mi l-am pus de dimineață, mi l-am postat cu întârziere pentru că s-a salvat foarte greu, nu știu de ce, dar mi-a luat o grămadă să se salveze și am dormit și foarte mult, am dormit până târziu, ceea ce nu mi se întâmplă în general. Și am avut de principiu așa o zi mai lejeră. Acum, ce vreau să fac este să mă apuc să împachetez niște cadouri, pentru că mâine voi merge la Georgiana și mă voi vedea cu Georgiana și cu fetele, cu Eugenia, cu Denisa, cu soților, cu Sasha și ne vedem. E întâlnirea noastră anuală de Crăciun și le-am pregătit câteva mici chestii și vreau să împachetez cadourile și să mă pregătesc pentru mâine, because, na, mâine este o zi nouă. Da. Asta facem în seara asta, deci pregătim. Am alt clip de pregătit, iarăși, pentru mâine, să fie gata. Că mâine o să plec mai devreme și, de principiu, cam asta e tot. Adică nu se întâmplă nimic deosebit în seara asta, nu mai fac nimic deosebit. Evenimentul maxim a fost pe ziua de astăzi, că a fost soare. Și atât. Până și copiii, toți, de la Zdreanță până la Udi, toți erau foarte fericiți că era soare, toată lumea zburda, inclusiv Zdreanță. Udi a făcut 500 de milioane de kilometri, deci dacă n-a alergat de aici, din curte, până în partea elaltă pe teren, în spatele grădinii, înapoi, a venit, s-a jucat, a mărit, s-a jucat cu Jimmy, s-a urcat prin pom, deci era o fericire și o frenezie pe ei, se vedea efectiv bucuria că este soare și că pot și ei să zburde în liniște și că nu mai e vremea închisă așa și urâtă, dar nu-i problemă că de mâine se întoarce, adică nu vă imaginați că deține prea mult și așa ne-am bucurat prea tare. Dar da. Și Udița mea, stați să vă arăt pe Udiță, ca să o vedeți. Udița a mea este aici, azi este obositucă, pentru că ea a alergat foarte mult astăzi și așa oboșit. Am făcut kilometri, mami, astăzi. Uitați-o cât e de obosită, că nici nu mă bagă în seamă. Oh, Doamne, oleu, dar cum se poate? Dar suntem așa de scumpă, dar nu ai cum. Da, nu ai cum. Acum vreau să-mi setez un cadru așa pentru meci, pentru că v-am zis să aștept meciul de diseară și vreau să-mi setez cadru, adică să-mi pun chipsurile, semințele, toate cele, cum se procedează la meci, adică dacă tot ne uităm la meci, să o facem cum trebuie și să mă apuc de cadouri, cum ziceam. Și... mai povesti, mai încolo.
S-a aranjat și snack bar-ul. Avem chipsuri, sunt niște chipsuri picante, doar că sunt din astea. Aș prefera să fie din alea, din cartofi, dar mă rog, whatever. Avem semințe, bere. Îmi place berea asta, să știți. Căzălu. Asta. Îmi place. Este bună. Apă, în caz că e nevoie. Și Fanta. Și asta e pentru pus cojile de la semințe și scorul nu prea stă în direcția în care îmi imaginam eu că o să stea. Și avem aici ustensilele și ne apucăm de treabă! Ăla e, zdranță! Hello, salutare, ce faceți? Este o zi magică de duminică, aseară n-am mai filmat pentru că am mâncat toate semințele și am decis eu că cel mai bine este să dorm după meci. Am făcut o baie și m-am culcat, mi-am făcut cadourile, m-am aranjat și am adormit, mi-a fost somn. M-am trezit de vreme pentru că a trebuit să pregătesc clip care nu s-a salvat și am atât de dragă mi este că nu mai pot, că nu mi s-a salvat clipul. A dat eroare fix cu 3 minute înainte să se termine de salvat, ceea ce înseamnă că mi-a compromis tot materialul și trebuie să o iau de la capăt. Și faza și mai drăguță este că eu în momentul de față trebuie să plec. Mă duc cu fetele mele și mă duc la fetele mele să le văd și nu mai am timp să stau de el. Așa că am ratat o zi, nu știu ce o să fac, o să-l pun diseară, habar n-am, vedem mai încolo. O să vă zic, sper să nu vă supărați prea tare pe mine. Nu știu, poate pun două clipuri într-o zi, nu știu cum facem, habar n-am. Dar cert este că trebuie să vină și clipul ăla, doar că nu mai am timp să stau acum de el. Dacă să mai stăteam o jumătate de oră, poate aveam, dar pierd autobuzul și după aia ajung prea târziu. Da, cam asta este. Sunt în aceeași uniformă standard. Mi-am luat maleta asta neagră, relaxată, nu foarte mult machiaj. Am filmat de dimineață și de aia sunt un pic mai aranjată la ochi, că altfel nici la ochi nu mă machiam. Și să facem eu pe mine în partea de sus și plecăm. Doar că afară ploua și ploua destul de urât. Am ratat o furtună, deci am ajuns fix între două reprize de furtună și a fost bine, dar totuși tot m-a plouat și eram ca un cățel din ăla ud, așa și ploua și nu mi-a mai ars de nimic și să mai vorbesc cu voi. Am simțit super bine cu copiii, că eu așa le zic, deși eu sunt cea mai mică dintre ei. M-am simțit super bine cu ei, ne-am povestit, ne-am râs, am glumit, am mâncat foarte mult, pentru că, bineînțeles, Georgiana ne-a băgat foarte multă mâncare, a făcut foarte multă mâncare, foarte bună, de altfel, minunată. Așa, mâncarea nu cred că am filmat-o. Am filmat așa decorul ei, pentru că a explodat Crăciunul la ea, deci acolo chiar putem să spunem că a explodat Crăciunul și ca de fiecare dată, de altfel. Și am mâncat mult, ne-am simțit bine, am glumit, am râs, ne-am pus la curent, că nu ne-am mai văzut de foarte, foarte mult timp, chiar majoritatea eu nu m-am mai văzut din ianuarie anul ăsta, pentru că n-am mai văzut. Și da, și apropo de Georgiana, avea șervețelele astea, le-am pus pe story și și scrie pe ele: Dear Santa, all I want is a fat bank account and a skinny body. Please don't mix it up again. Like last year. Adică, dragă moșule, tot ce-mi doresc este un cont gras în bancă și un corp
skinny. Te rog frumos să nu le încurci ca anul trecut. Mi s-a părut foarte haios și de obicei cam în fiecare an are din astea cu mesaj așa. Și da, a fost foarte fain. Și revenind la dramele mele, într-un fel a fost bine că nu am... s-a postat ieri clipul care trebuia, 11, vlogul 11, pentru că așa mi-a mai dat timp să-l termin pe ăsta și să-l pun pe ăsta. Ne-am decalat cu o zi și chiar să-mi spuneți ce să facem. Pun un clip în plus, adică pun două clipuri într-o zi, deși nu știu cât de productivă e treaba asta, n-am testat-o niciodată, sau mergem așa și ne mergem așa decalat și avem un clip teoretic în plus în ziua de Crăciun. Choose your battles, ca să zic așa. Hai să vă arăt și ce am primit, că am primit foarte multe cadouri foarte, foarte, foarte drăguțe, pentru care le mulțumesc fetelor, că știu că ele s-au ocupat cu precădere de cadouri și sunt foarte încântată și mă bucur din suflet și da, sper să ne vedem mai des când am. Așa, prima chestie este de la Georgiana, care ne-a făcut asta, care trebuie să fie un ornament, adică îi faci o gaură aici și poți să îl pui în brad, dacă vrei, dar eu m-am gândit să fac altceva și mai bine, și anume să îl pun în ram. Este o, nu știu cum se vede că lucește, este pe o din asta lucește, este un print practic cu patru figurine care ar trebui să ne reprezinte pe noi. Adică, asta ar fi Denisa, îi lipsesc cei drept ochelarii, dar are ruj, toate avem ruj roșu, ok, suntem patru elfițe, așa, Denisa, Eugenia, eu și Georgi, și da, a avut grijă la culoarea părului. Georgiana și-a pus, bineînțeles, părul creț, pentru că ea are părul creț, și de asemenea a avut grijă și la culoarea plovărului pe care îl poartă fiecare, pentru că sunt culorile cumva culorile noastre. Și da, îmi place foarte tare, mi se pare atât de cute, doamne, deci mi se pare atât de cute asta și o să o pun într-o ramă ceva, v-am zis, se pare foarte fain și o să facă parte de acum colo, cred că din decorul meu de Crăciun, pentru că este super uber cute. Mulțumesc! Și ce mi-a mai dat? Mi-a mai dat o lumânare, nu vă zic că atunci când am postat vlogul cu anti-holul, când am postat în anti-holul, știți că acolo am zis că nu suport lumânările cu miros de brad, pentru că nu... Și am atunci zis, da, vei primi o lumânare cu miros de brad. Acum, eu mă gândeam că ea nu face genul ăsta de gesturi, adică dacă îi spui că nu-ți place ceva, nu este stilul ei, știi, să-ți facă în ambiție. Dar, zic, mă, mai știi? Și mi-a zis, o, vei primi o lumânare cu miros de brad. Gata, s-a decis, vei primi... Ok, asta este acum ce să fac, pe cetul lui soarta ce să fac. Și, de fapt, am primit o lumânare cu portocale și vanilie, care miroase foarte bine și a zice că... Nu e de Crăciun combinația asta, dar mie mi se pare foarte crăciunistică, pentru că vanilia e de un miros atât de cald și portocala se simte mai puțin, nu e mirosul ăla citric de, nu știu, de detergent din asta de curățat pe jos, știți? E un miros foarte plăcut, e un miros gurmand, e practic miroasea prăjitură cu vanilie, cu ceva portocală sau lămâie în ea. Miroase super, super bine. Și cred că se potrivește și numai bine, că mi se terminase lumânarea aia cu măr. Și am mai avut lumânări de la brandul ăsta și chiar sunt foarte bune. Miros foarte, foarte, foarte bine. Deci sunt foarte, foarte ok. Și numai bine a venit la țanc. Mulțumesc! Și mi-a mai luat și un panetone, da, cu ciocolată. Wow! Panetone cu ciocolată, care o să fie numai bun mâine dimineață la cafea și o ciocolată. Da, asta o să fie foarte bună în seara asta, nu mâine dimineață, că nu mai am o răbdare până mâine dimineață. Ciocolată! Stați că se scoate. Se întâmplă ceva aici. Este o contraption. Sunt bombonele de ciocolată, da. La fix. Da. Am lăsat-o mai moale cu interdicția mea cu zahărul în perioada asta, că vă dați seama... Numai de interdicția mea de zahăr nu pot să mă țin acum în perioada asta și nu știu cum să vă zic, dar nici nu prea vreau. Și Denisu, și de la Denisu, am primit așa un gel de duș de la Dermacol cu cafea, care miroase absolut senzațional. Mamă, e super bună ciocolata aia. Miroase absolut senzațional. Are un miros așa de cremă, de cafea, nu știu eu. Știți că gelurile astea de la Dermacol miros foarte, foarte bine. Avem aici un spumant de baie cu fructe de pădure,
Se numește Will Berries și ceva, nu mai știu ce are pe aici. Dar, mamă, ne lasă absolut divin. Se necesită o baie cu spumă foarte repede. Și un scrub de corp, ăsta e de la Avon, nu știu dacă am zis. Așa, și un scrub de corp de la Planet Spa cu The Energizer Ritual cu Chinese Green Tea. Ok. Extract de ceai verde chinezesc. Ia să vedem cum e, cât e de scrubby, scrubby. E moderat ca și granulație, este bun. E bun, bun. Cred că asta poți să folosești și pe față. La pielea mea de crocodil merge și pe față. E minunat. Se rămânea mult. Și încă ceva ce mi se pare o idee foarte bună și puteți să o notați și voi pe, în ideile voastre de cadouri. Genială ideea. O carticică cu 500 de lucruri de încercat într-o viață. Acum, paranteză. Aici scrie ediția a doua sau varianta a doua. Și mă bate gândul să mănânc, să-mi iau și varianta 1, că doar dacă mă apuc de ea. Și am răsfăit-o puțin mai devreme și văd că sunt tot felul de lucruri aici de făcut, nu știu, numerotate, e desenată foarte frumos, îmi place cum arată. Mi se pare foarte faină ideea asta și puteți să o notați, dacă nu aveți nicio idee de ce să luați, cred că asta este foarte faină și este cumva un cadou universal, așa, adică se potrivește mai multora și la băieți și la fete și mai tineri și mai în vârstă și așa mai departe. Adică este un cadou foarte, foarte fain și îți mulțumesc mult, Deni, pentru ea, pentru că acum mă motivez să fac lucrurile astea, să, așa. Și Eugenie a luat un balsam de buze de la Chica Plast, doamne, deci aseară eram atât de, nu știu, cumva de pe, plecată de pe lumea asta, că ea zicea de Chica Plast și că la Plast și eu mă gândeam la cremă. Parcă țin minte că de la Chica Plast au și o cremă, nu știu de ce, eram... Așa, dar este vorba de un balsam de buze, foarte, foarte, este mai degrabă un tratament, stați așa, că e numai bine, că am buzele uscate, este mai degrabă un tratament pentru buzele super uscate de la, la Roche-Posay, ceea ce am eu buzele uscate, dar Georgiana are buzele și mai uscate decât mine. Și chiar am să întreb ea cum se înțelege cu el și dacă îi face bine ăsta, pentru că este foarte fain. Și la piesă de rezistență este K18. Este tratamentul ăla magic despre care vorbește tot internetul, despre care bubuie tot internetul, că îl... îți pui în păr și îți repară părul și îți dă textură, așa, îți lasă părul super silky și a venit numai bine pentru că încă nu m-am decolorat pe finalul ăsta de an. Știți că ar trebui în perioada asta, că v-am zis eu la un moment dat, că în decembrie trebuie să-mi decolorez părul și ar cam fi cazul. Nu mi-am decolorat, urmează, cred că săptămâna asta, săptămâna viitoare, cel târziu o facem și pe asta și numai bine după decolorare îl voi folosi pe ăsta și să vedem cum se comportă. Și o mască cu avocado. Pe asta, parcă am mai avut-o și cum mi-a plăcut. Foarte faină. O mască din aia de tip șervet. Ceea ce le-am luat și eu măști de tip șervet. Pentru că mie îmi plac, lor le plac. Și în general știu că nu dau greș cu măștile astea de tip șervet. În cazul lor. Bun, cam atâta pentru de la cadouri. Mulțumesc din suflet fetelor că știu că se uită. Mulțumesc, sunt foarte frumoase cadourile, sunt minunate și mă simt foarte răsfățată. Eu o să închei vlogul ăsta aici și spuneți-mi ce facem cu partea asta, cu decalarea josă pe care l-am avut din cauza laptopului meu, care a decis să nu-mi salveze clipul și n-am mai apucat să-l postez la timp. Așa. Da. Cam atât. Mulțumesc dacă v-ați uitat. Dați un like și un share și ne vedem mâine. Ciao!